Știu că tu ai făcut 10 ani dansuri sportive. Aveam 39 de kilograme și mie îmi spuneau că Marinela ești prea grasă. Cum a fost cererea în căsătorie? Că mi s-au înmuiat picioarele. <laughs> <laughs> e vorba de acel inel despre care s-a scris atât de mult că ar valora între 20 și 30 de mii de dolari? Vlad este fiul deputatului Ștefan Gascan, De unde are atâția bani fiul unui deputat. Erau comentarii de genul inel din banii poporului sau sper să rămână fără degete. Deci pe TikTok acum e mai ușor de, de crescut. Nu iese neapărat să fii o vedetă. Ce colaborări poți avea pe TikTok? Se pot câștiga mii de euro. Poze care demonstrează o viață de lux. Audiența nu vede ceea ce stă în spate. Marinela Bezer este invitată interviului fără protocol de astăzi. Marinela, salutare! Salut! Mulțumesc tare mult că ai venit. Tu ești Instagrameră, TikTokeră, femeie de afaceri, putem spune, uh -huh. și recent blogodită. Sunt două chestii pentru care am decis să te invit aici. Pentru că ești foarte vizibilă pe rețelele de socializare și împărtășești destul de mult din viața ta. Și pentru că am făcut un sondaj pe Instagram și urmăritorii au zis că neapărat vor să te vadă. Cum crezi? De ce în ultima perioadă persoana ta prezintă atât de mult interes pentru public? În primul rând îți mulțumesc pentru invitație. Probabil pentru că sunt mai activă în ultima perioadă pe Instagram și nu putem nega faptul că s-a făcut un așa, un ajutaj în val de discuții, exact. <laughs> în legătură cu Logotna din toamna asta. Apropo despre Logodna, văd că ascunzi acolo ceva. E vorba de acel inel despre care s-a scris atât de mult că ar valora între 20 și 30 de mii de dolari? Așa se, se zice, da? Așa se Vreau zice. Vreau doar să-mi confirm dacă E pe bune informația care a apărut și dacă e atât de scump acest inel. Da, ai zis corect, între 20 și 30 de mii, da. Ce înseamnă? Ce înseamnă să poți pe deget uh, o avere? Un apartament, practic. <laughs> uh, Aș spune că acest inel simbolizează pentru mine mai mult decât valoarea lui bănească. Este mai mult un simbol al stabilității, pentru că mereu am, am considerat că trebuie să începi o familie atunci când ești cât de cât pus bine pe picioare, când ai o stabilitate financiară și faptul că Vlad a ales să-mi dorească acest inel este ca, o, ca, un, ca un semn că este pregătit să înceapă o, fa o familie și să, să o întrețină. Fietele care urmăresc acest interviu, nu o să-mi ierte dacă nu o să te rog să-l arăți la cameră, să vadă cum arată un inel de, de tipul ăsta. Chiar arată foarte frumos. Spunem dacă îl porți zilnic sau doar la interviul fără protocol ai deci de să-l pui pe deget. Aproape zilnic îl port. Mi-amintește de, de un moment frumos din viața mea. Nu ți este frică să nu pierzi? Nu ți este frică, nu știu, cei care au văzut pe Instagram că ai o avere pe deget să fie așa mai... Da, am un pic de anxietate uneori când mă gândesc la asta, dar... Uh, de obicei nu sunt singură atunci când o port Noi la Inel încă o să revenim atunci când o să-mi povestești despre cum a fost cererea uh -huh. în căsătorie și care a fost prima impresie când l-ai văzut, dar am vrut să te provoc de la bun început. În spatele nostru este o rochie din colecția ta. Mulțumesc tare mult că ai adus-o și că am putut face un decor reprezentativ Eu nu știam ce sport astăzi, rochia asta sau costumul care tot este maline și când mi-ai zis aduc o rochie să punem ca decor în fundal, am zis că îmi pușc doi de iepuri de dată. <laughs> Foarte bine! Eu zic și cu Rocky ai fi arătat foarte bine, și dar Mulțumesc. ăsta ar fi fost mai complicat să-l să punem acolo. Uite, tu ești foarte populară pe Instagram și pe TikTok. Peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și aproape 2 milioane de urmăritori pe TikTok. Scurt, zi care este secretul unei audiențe atât de mari pe o rețea de socializare? Pe Instagram în special, cum ai reușit să obții? Nu există un secret. Consider că cel mai important pentru a te promova pe Instagram este să ai un conținut foarte calitativ, să faci poze calitative cu o cameră foto bună, să oferi o informație calitativă, să fii deschis cu audiența ta, să interacționezi cu ei și să fii sincer și autentic. Și asta te-a ajutat să crești la 400 de mii sau ai făcut și concursuri, și giveaway Ai fost și sponsor la alte concursuri? Pentru că acum știm, pe Instagram e complicat să crești natural, organic. Am apelat și la astfel de metode de promovare, cum ar fi concursurile și mai degrabă le-am organizat chiar eu pentru a ajuta alte Alte pagini de Instagram să înceapă un business, pentru că giveaway-ul este ca un, un mic start, un mic ajutor pentru a, a crește pe Instagram, dar cel mai important este, oricum, cum am mai zis, conținutul unic și creativ. Chiar și după aceste giveaway-uri rămân doar urmăritorii care, într-adevăr, sunt atrași de personalitatea ta. Nu-i nu poți ține acolo cu forța. Dar nu-ți umori pagina, iată, prin publicul ăsta care vine exact pentru premii și mai puțin pentru conținutul pe care l ai. Dacă o faci asta regulat, atunci consider că nu, e, nu este o audiență în tocmai potrivită și adevărată, și da. Dar pe TikTok, Aproape două milioane. Deci a fost un video care am pușcat sau ai reușit cu câteva dintre video să... Au fost mai opțim? multe video -uri. A fost o creștere mai rapidă ca pe Instagram, dar oricum treptată. Am ajuns la un milion de urmăritori timp de un an de zile, ceea ce este destul de mult în comparație cu Instagram, unde eu sunt deja de peste șase ani. Și am ajuns acolo prin mai, mai mult muncă, aș zice eu. Deci, pe TikTok acum e mai ușor de, de crescut. Algoritmul permite și această promovare naturală și organică dacă da. faci conținut interesat. Nu este neapărat să fii o vedetă, să ai un număr mare de urmăritori. Fiecare are șansa de a ajunge pe pagina de recomandări. Dar ai prins firul? Ce s-a întâmplat? Iată, știi cum funcționează sau e o întâmplare și un noroc? Presupun că am prins firul, dacă mai multe videori au devenit virale, încă învăț și tendințele se schimbă, aș spune de la zi la zi, pentru că sunt foarte mulți creatori talentați pe această platformă și trebuie să să ții pasul cu ei. În ultimul an ne-am convins cât de important este să ne spălăm și să ne dezinfectăm mâinile. La fel de important este să alegem și produse de calitate care să nu ne dăuneze. Sunwise de la Viorica Cosmetic este un brand cu produse de dezinfectare, care acționează cu grijă asupra pielii. Calitatea este incontestabilă deoarece Viorica Cosmetic este lider în industria cosmetică și a parfumeriei din Republica Moldova mai bine de 30 de ani. Gama Sunwise nu conține ingrediente toxice și are cea mai înaltă concentrație de alcool etilic de 80%, cel mai eficient la dezinfectare. Dezinfectantul conține și ulei esențial de lămâie, iar acesta este eficient împotriva microbilor și ciupercilor. Plus, reduce inflamația. În gama Sunwise găsim gelul antibacterian pentru mâini, fără miros sau cu parfum de citrice. La fel de eficient este și sprayul antibacterian pentru mâini cu ulei esențial de lămâie. Ia să vedem. Și mirosul e drăguț. Pentru pielea sensibilă, găsiți gelul antibacterian fără miros. Specialiștii biorica cosmetică au dedicat zeci de ani cercetării și au creat un complex de protecție și hidratare potrivit dezinfectanților pentru mâini pe bază de alcool. Complexul este format din aloe vera, glicerină și extract de castravete, care hidratează și previne uscarea excesivă a pielii iar extractul de calendula și de pantenolul ajută la vindecarea și regenerarea pielii crăpate și iritate. Tot aici găsiți și sprayul multifuncțional pentru suprafețe, cu o compoziție 100% naturală. E fără miros și nu necesită clătire. În gama Sunwise mai găsim și produse fără alcool. Stăpunul antibacterian cu ulei esențial de salvie conferă produsului un miros natural rafinat, dar și calmează iritația pielii. Foarte eficiente sunt și șervețelele umede antibacteriene. Mie îmi sunt de mare folos în mașină. Acestea ne protejează atunci când nu avem posibilitatea să ne spălăm pe mâini. A? În descrierea acestui video găsești mai multe detalii despre gama Sunwise de la Viorica Cosmetic. Fă click și be wise, sanitize! Așa, noi pe parcursul acestui interviu o să discutăm mai în detalii despre Instagram, inclusiv venituri și TikTok, ce colaborare permite, dar mai puțin să știe despre familia ta, despre viața ta în afara rețelelor de socializare. Am încercat să scotogesc pe internet și am găsit doar un interviu relativ desfășurat și câteva în presa scrisă sau pe online. Spunem de ce atât de puțină informație este despre tine pe, pe online pe internet. Nu ai solicitări sau efectiv tu ești foarte uh, distantă de tot ce înseamnă mass-media. Refuz majoritatea interviurilor uh, uh, care mi se propun, prefer să mă manifest uh, pe propria mea platformă pe Instagram. Acum întrebarea de ce ai acceptat să vii la fără protocol? Pentru că Consider că este un teritoriu mai neutru, să zic așa. Eu mă bucur să, să aud asta. Uite, tu ești destul de deschisă pe rețelele de socializare, inclusiv acolo apar periodic și membrii familiei tale. Sora ta, Nicoleta, care este cu patru ani mai mică, și părinții tăi periodic apar și iubitul tău, dar mai puțin se știe despre familia ta. Zimi un pic cine sunt părinții tăi, ce activități au și cum a arătat copilăria ta. Tatăl meu este proprietarul unei companii farmaceutice, iar mama mea este designer vestimentar de profesie. Am avut o copilărie destul de interesantă, activă, și am avut norocul de o familie care m-a susținut mereu și mi-a oferit toate aceste oportunități. M-au încurajat orice decizie, în orice activitate pe care am vrut să încep. Știu că tu ai făcut 10 ani dansuri sportive, asta din de copilărie. De Practic, la 4 ani, da. Ce-ți amintești din, din acea perioadă? Cât de mult îți plăcea uh -huh. activitatea asta? Da, dansurile sportive au fost o perioadă de 10 ani în viața mea. Am făcut dansuri sportive de performanță și pe cât de frumos este acest sport, pe atât de de crud, aș spune eu, a fost o, o perioadă care m-a ajutat să, mă, să informez personalitatea și caracterul. Am devenit mai puternică, dar totodată am ieșit de acolo și cu multe complexe. Aveam 13-14 ani, aveam 39 de kilograme și mie îmi spuneau că, Marinela, ești prea grasă, trebuie să mai slăbești. Cine îți spunea asta? Antrenorii. Și era o și, partener și partenerul îmi spunea asta. Care trebuia să te ridice. Da, nu mă ridica. Nu mă ridica. Nu ai voie să te desprinzi de parchet. Este o regulă în dasurile sportive. Dar probabil exista un standard anumit. Și tu cum reacționai atunci? Erai eu, în depresie? Eu sufeream foarte mult. Mă gândeam, aveam, îți dai seama, 13 ani și eu mă gândeam cum să stau pe dietă, ce să mănânc, ce trebuie să fac, la 39 de kilograme și eu mă uitam în oglindă și mi pare părea că eu într-adevăr am burtă. Aceasta era atitudinea față de toate fetele. Aș spune chiar exista un fel de sexism acolo, băieții erau mult mai privilegiați decât fetele, probabil din motiv că erau mai puțini, era deficit de parteneri buni, iar fetele erau umilite uneori chiar. Ce situație îți amintești, iată așa, care te-a marcat cel mai mult din acea perioadă? Hum. Pe lângă asta, cu slăbitul la 39 de kilograme, care mi se pare totalmente... Da, um, șapte ani am, am făcut dansuri într-un club, cel mai mare club din, de dansuri sportive din Moldova și atunci am decis, să, după un caz, bine, poți să intru în detalii dacă... Te rog, te rog. Uh, eu aveam mereu parteneri diferiți, ajungeam la un anumit nivel cu ei și antrenorii decideau să-mi schimbe partenerul. Îmi dădeau altul mai slab. Eu iarăși cu el ajungeam la, progresam și iarăși mi-l schimbau. Și când am, am ajuns să -mi dea un partener care era cât de cât la un nivel cu mine chiar mai bun, după câteva luni, eu eram atât de entuziasmată, aveam uh, o motivație nebună, programam singur antrenamentele, ziceam, părinților, mamă, tată, eu vreau să merg la dansuri mai des, mie îmi place, vreau să, să demonstrez ce pot. Uh, ca să ajung într-o zi la antrenament uh, și să văd o prietenă, o prietenă dintr-un uh, alt club a venit acolo și eu eram atât de fericită că, iată, în sfârșit o să am o prietenă cu mine în aceeași grupă, ca să văd în timpul antrenamentelor că ea a fost pus în pereche cu băiatul care dansa cu mine. Eu mă apropii și vreau să mă pun în pereche cu el și el zice, Marina, dar noi nu mai dansăm împreună, eu dansez cu o altă fată. Și atunci aveam 11 ani, și dansam singură, pentru că ei erau puși în pereche și abia îmi țineam lacrimele. O mămică a observat că, că cât de tristă eram, mi a sunat-o pe mama mea și a spus, vină, vină să o iai pe Marinela de la dansuri, că mi-e jale de ea. Și atunci am decis, în seara aceea am stat până la 4 dimineața plângând, spuneam părinților cu ce am greșit, sunt o ratată, de ce de ce nu nu, 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 pot avea și eu odată un succes aici. Și am decis să schimbăm clubul de dans. În acel club, antrenorii au văzut o perspectivă în mine, mi-au dat un partener foarte bun. Ne-am ne -am antrenat cu el un an de zile și ne-am întors în federație pentru a concura cu uh, ceilalți foștii, colegi, foștii mei colegi. Da. Și am reușit să intrec pe toți din ei, cred că doar o singură pereche nu am reușit să, să o întrecem, dar și apropo, erau campionatele de peste hotare în Moldova, nu aveam pile sau. În Moldova, oricum, erau prioritizați la competiții cei din clubul precedent. Dar peste hotare, mereu luam locuri mai bune decât ei. spune ce s-a finalizat cu dansurile, când ai decis gata până aici, pentru că înțeleg că n-ai avut o ambiție să faci dansuri de performanță. Da, asta a fost unul din motive pentru care am lăsat dansurile. Nu vedeam o carieră în acest domeniu și plus pentru că era un mediu destul de toxic atunci când deja cred că a ajuns la limita am decis să, să renunț și să mă concentrez pe învățătură, mai ales că aveam uh, deja aspirația asta de a învăța peste hotare. Am decis că trebuie să mă dedic total, uh, total învățăturii. Chiar dacă și până atunci școala a fost o prioritate pentru mine, am fost eminentă în toți anii de școală, indiferent de cât de încărcat era programul meu când învățam uh, Mă duceam la școală, după lecții, imediat la antrenament. Veneam la ora 8 seara acasă, mâncam și mă apucam de lecții. Și mai aveam și campionate aproape în fiecare lună peste hotare. Austria, în Franța, în Germania. Curios, și atât la toată experiența asta ta, acum sunt multe mămici care și-ar dori să-și dea copiii, în special fetițele, la, la dansuri. Tu ai recomandat acest lucru? Dansurile sportive sunt, sunt o, un sport foarte frumos pentru fetele, dezvoltă cumva această plasticitate, grație devin mai feminine, aș spune eu și cu siguranță este un sport frumos care ar trebui să îl cunoască fiecare fată important este să aleagă cu grijă clubul în care merg mediul în care se vor afla să nu le afecteze știu cum Psihicul, psihic până la urmă. da. dar ție iată dansurile ce ți-au schimbat ce avantaje le-ai putea scoate tu în evidență după o viață o copilărie așa destul de roz în familie dansurile mi-au arătat uh, lumea adevărată cum este ea de fapt așa cu intrigi, cu Uh, invidia, aș spune eu uh, Dar asta m-a făcut mai puternică Și mi-a creat această, această uh, Imunitate față de Chiar și de haterii de acum, aș spune eu Sau de nedreptățile din viață parcă ai descris, eu am făcut liceu sportiv <laughs> și exact același lucru îl spun și eu când cineva mă întreabă cum te-a schimbat. A fost greu, dar cumva o experiență care te face da. mai, mai puternic. Da. În anul 2 de facultate am urmat un schimb de experiență în Polonia, această perioadă fiind cea mai frumoasă din viața mea. Acolo am făcut cursuri de jurnalism și am înțeles că vreau să practic această meserie în viitor. Și tot atunci am realizat cât de important este să cunoști o limbă străină, în special engleza. Acum este mult mai ușor să înveți limba engleză sau să-ți îmbunătățești nivelul actual. Welcome to Oratorica. Darin, could you tell me please why studying English is so important for you as a journalist? For me, it's uh, very important to study English because I want to make interviews with people who speak English. That's great, yes, yes, I understand. But in English, we take interviews and we do interviews, we don't make interviews. Cursurile de engleză la Oratorica sunt bazate pe metodologia Cambridge, care îmbină avantajele tehnicelor moderne de predare a limbii engleze. Manualele originale de la editura Cambridge University Press conțin informație actuală și autentică, astfel încât studenții să fie pregătiți pentru comunicare. Materialele audio și video de asemenea sunt riguros selectate. Studenții ascultă și văd oameni de diferite etnii, cu diferite accente în cele mai diverse împrejurări. Cei de la Oratoric atind să fie aproape de fiecare și oferă atât cursuri online cât și offline, la 5 filiale din Chișinău și o filială din Bălți. În cei 10 ani de activitate au reușit să obțină încrederea studenților și se bucură de succes și în Ucraina, unde au la activ 3 filiale în orașul Odessa. Găsiți în descrierea acestui video linkul la canalul de YouTube al celor de la Oratorica, unde puteți vedea multă informație utilă, dar și linkul la site-ul lor, unde vă puteți înscrie la cursul de engleză. Fă click și începeți să studiezi limba engleză cât mai curând pentru că ea îți deschide o multitudine de oportunități. Finally, Dorin, why would you recommend study English as a foreign language? It's a global language for business trips, for traveling and for studies, of course. Tu ziceai într-un interviu că părinții tăi ambii vin din sat. Cum au reușit ei să ajungă la un nivel atât de bun în, în afaceri. Tatăl tău are o companie farmaceutică, mama ta designer. Tu ziceai că erau oameni simpli și chiar la un moment dat te-ai băgat în comentarii și ai zis părinții mei toți sunt din sat și au muncit pentru ca să obțină ceea ce au. Da, așa este. Au venit de la, de la sat, din familii modeste. Nu știu dacă pot să spun tăticul, <laughs> dar îmi zicea după ce a terminat, tatăl meu a făcut facultate de inginerie și l-a ajutat pe bunelul la, la pe deal săpând și stă el și sapă și se gândește vreau așa să continui toată viața sau trebuie să fac ceva? Și atunci a decis să-și înceapă propria afacere. A, și așa a pornit. Da, faptul. atunci ai decis că trebuie să-și să deschidă o, o afacere proprie. Și Istoria cum... este, de fapt, mult mai lungă. Nu știu, eu cred că cel mai bine ar fi să o povestească chiar el. Este lungă și interesantă, dar. Mai bine de la prima sursă. Această companie farmaceutică este aici în Republica Moldova, da? da? El, el gestionează tot procesul. Uite, există percepția că atunci când părinții au bani, suficient de mulți, copiii sunt îndestulați și respectiv nu prea au dorința să pună ceva pe roate. La voi am impresia că este inversul. Tu mereu ai fost așa, sau părinții au încercat să te educi în spiritul ăsta că tu trebuie să depui efort pentru că tu ești acum cu afacerile tale, practic financiar nu depinzi de părinți? Da, consider că aportul părinților se simte în acest caz. M-au educat într-adevăr în spiritul muncii și uh, ei au fost în primul rând exemplul meu de bază. Sunt copii care de banii părinților, adică nu știu, nu apreciază zi. banul, da, nu îl apreciază, nu-l nu cheltuie cu cap, da, sau merg prin cluburi, sau își cumpăr lucruri inutile, cheltuie pe băut, pe alte droguri, da, și, tot da, droguri de și așa, așa mai departe, da. Și este important să, să profiți de acest moment, să, să investești banii care ți oferă părinții, să investești în studii de calitate. Spune-mi despre studiile tale în Londra. Cum ai decis să, să mergi în Marea Britanie uh, și dacă ai fost uh, la Dubii? Rămâi în Republica Moldova, mergi în România sau... Uh, nu am stat tine. niciodată la Dubii uh, să rămân în Moldova sau nu. Știam de start că vreau să fac universitatea peste hotare. Aveam mai multe opțiuni, cum ar fi Viena, Amsterdam, sau nu, Haga mai degrabă, sau Londra. Și am ales Londra pentru că mereu m-au atras megapolisurile. Am văzut acolo o oportunitate de dezvoltare personală foarte mare și... Pe lângă asta, Marea Britanie se consideră a avea una dintre cele mai bune sisteme de învățământ. Ai făcut marketing și publicitate? Da. Acolo. Conștient ai mers la această facultate, știind că este de perspectivă? Da, am ales această facultate pentru că atunci deja aveam afacerea Malinii și eram cumva pasionată în ultimii mei ani de școală de promovare, branding, citeam cărți pe acest subiect și am decis să aleg o universitate, o facultate care va completa cumva activitatea care o făceam atunci. Care este diferența de studii acolo? Tu deja ai văzut aici fiind la liceu în da. Republica Moldova, având colegi care au făcut facultate probabil aici. Prin ce diferă studiile în Marea Britanie? Da, tot din din ceea ce îmi povestesc prietenii care au studiat aici, pot să văd diferența dintre atitudinea profesorilor. În Marea Britanie ei ei te roagă să, să vii la ei, să le ceri un ajutor. Sunt foarte deschiși, sunt foarte um... receptivi atunci da, când sunt ai o întrebare. Sunt noi foarte, foarte receptivi și sunt mai degrabă prietenii tăi. Spunem peste cotare, totuși, studiile nu sunt foarte ieftine. Cât a costat contractul și ai locuit la apartament sau cămin? Cum funcționează? Am obținut finanțare de la stat atât eu cât și Vlad. Studiile pentru cetățenii europeni sunt de 9.000 de lire pe an, cel puțin erau în perioada când învățam eu până la Brexit, nu știu dacă s-a mai schimbat acum ceva, dar pentru cetățenii europeni există o opțiunea de a aplica la finanțare unde statul îți achită aceste studii, iar apoi după ce termini și te angajezi, achiți din salariul tău un anumit procent. Da, un anumit procent. Foarte bine. Așa a fost la tine. Așa a fost la mine, da. Nu au achitat părinții studiile, ei doar m-au ajutat în prima perioadă, cred că până în anul anul 3, cu acomodarea, cazarea. Iar după aceea am preluat singură responsabilitatea asta. La un moment dat și Vlad a venit în Londra și tu povesteai într-un interviu. El era cu un an mai mare decât tine. El -a, a venit odată zi. cu mine în Londra. Da, Dar da. el inițial a mers în Iași pentru da. că el era cu un an mai mare da. decât tine și a început să facă studiile acolo. Când tu ai mers în Londra, el a zis că merge după, mine. după tine. Spune-mi un pic despre cum voi v-ați cunoscut din 2012. Erați da. în aceeași școală și tu spuneai într-un interviu cu Doina Chiorescu dacă nu greșesc, Că el te-a văzut la magazinul copiilor și a zis că uite, iată, fata asta va fi prietena mea. Da. Așa mi-a povestit Vlad. Să uitam fiecare sâmbătă la magazinul copiilor. Relația noastră a început încă din școală. El era cu o clasă mai mare ca mine. Inițial, eu nici nu știam cum, cum îl cheamă, dar erau așa, priviri pe coridoarele școlii. Eu mă uitam la el, el îmi făcea cu ochiul. Uh, și într-o zi mi-a scris pe adnaclasnicii chiar <laughs> <laughs> uh, a fost o perioadă de mai mult de jumate de an în care noi discutam, am ieșit în oraș de două ori, cred că până, până mi-a a venit cu întrebarea, vrei să fii prietena mea uh, pe 10 august în 2012 și atunci eu i-am zis putem încerca, așa că încercăm până acum <laughs> erai foarte tineri atunci da, 15 ani aveam. Era o dragoste așa, cumva copilărească, care mai apoi s-a transformat în ceva mai mult. Dar cum a evoluat? Ați avut perioade din astea de cumpără, perioade mai dificile, în care relația șchiopetează, pentru că la 15 ani îți imaginezi, îți... ai impresia, mai ales tu, fiind dansatoare, atenție din partea altor băieți. Atunci deja nu mai dansam. Am... Chiar proaspăt renunțasem la dansuri în perioada când am început să mă întâlnesc cu Vlad. A fost o perioadă de trei luni în care, când ne-am întâlnit, apoi am făcut o pauză de patru luni, ceva nu mergea. Eram amândoi și suntem până acum destul de impulsivi, aș spune eu. Pe parcurs ne-am cizelat unul pe altul, am, am reușit să, să devenim mai compatibili decât eram inițial. Dar după cele patru luni de pauză nu ne-am despărțit niciodată. Totuși, 8 ani împreună, cum faceți de grabă uh, 9 ani. În perioada asta, uh, tu ai așteptat să fii cerută în căsătorie mai degrabă? Nu am grăbit niciodată lucrurile. Uh, știam că totul se va întâmpla la momentul potrivit și nu e prea bine atunci când le forțezi. Uh, de aceea, eu cred că Faptul că Vlad a decis în anul trecut să mă ceară în căsătorie a fost un, un pas foarte bine gândit de ambii. Marinela, eu am o rubrică, uh, Aurelius se numește, pentru că Aurelius Wines este partenerul interviurilor fără protocol uh, și am aici pentru tine pregătit un Cabernet Sauvignon Merlot din 2015, dar nu ți-l dau înainte să te provoc să răspunzi la întrebarea uh, cum a fost cererea în căsătorie și te rog să o descrii în detalii. Unii o cunosc, cei care te urmăresc pe Instagram, dar o bună parte dintre cei care urmăresc interviurile fără protocol, nu cunosc. Cum a început ziua? Ce presimțiri ai avut atunci? S-a întâmplat relativ recent. Ca să iau în ordine cronologică, pot să încep din momentul când Vlad a început planificarea acestei cereri în căsătorie. El mi-a postit, sigur, după. El, de fapt, planifica să o facă cu un an înainte, încă în 2019. Chiar deja discutase și cu cineva, cu băieții, cu frații spăială, însă din cauza pandemiei nu, am, nu a reușit să o realizeze. Și cu trei luni înainte de a face cererea, a, a a început aceste pregătiri, a realizat că, iată, acum este momentul potrivit și el știa, odată m-a întrebat uh, Marina, cum mai vrea tu să, să, fie cererea în căsătorie? Și atunci țin minte că i-am zis doar că important să, important să arăt bine și să am manicura proaspăt făcută. <laughs> Asta este cel mai important și el. A, și am zis și să filmeze cineva dintr-o parte, că pot posta pe Instagram. Și el a luat asta prea în serios, că a dus o întreagă echipă de cameramani și s-a asigurat că o să fiu în roche nouă, coafură făcută la profesionist, la salon. La da? salon deci da. cum, în ziua aia tu ai mers așa și ai făcut pentru că aveai ceva, altceva planificat sau? Nu, cum cum a început totul pentru mine. Eram în Londra și îmi scrie. A, îmi spune Vlad mai întâi, Mariana trebuie săptămâna viitoare să mergem urgent în Moldova, pentru că eu de acolo trebuie să plec până în România, am rezolvat, de rezolvat o întrebare. Și e urgent cumpărăm astăzi bilete. Și eu zic ok, luăm bilete. Peste chiar a doua zi îmi scrie Dima Spoială și îmi zice de un proiect în care ar vrea să fim eu și Vlad actori. Are nevoie de un cuplu de îndrăgostiți. Dar noi, cu un an înainte, discutasem acest proiect, el vre vrea să filmeze un love story cu noi și, din cauza pandemiei, nu, nu i-a reușit. Nu am reușit să organizăm asta primăvara. Și atunci, foarte logic, ca sunat, da continuăm uh, proiectul care, despre care noi discutasem cu un an în urmă și a zis, dar o va fi pe data de 25 septembrie, vei fi acasă cumva și hai întreabă și pe Vlad dacă este de acord. Și eu am zis, da, noi chiar am luat bilet săptămâna viitoare, vom fi acasă. Și eu trebuia să-l întreb pe Vlad dacă este de acord și noi în acea zi eram un pic certați și eu nu vreau să vorbesc cu el. Și zic, Vlad, noi pe 25 aveam filmări să știi, <gântu -i> adică nu l Și el râdea sub musteață și credeam că se râde din motiv că... Uh, iată, tot eu am ajuns la el și tot eu prima am făcut primul pas, adică să vorbesc cu, cu Dumnezeu în acea zi. Și acum abia îmi dau seama de ce el râdea de, când l-am întrebat dacă vrea să, să filmăm acest proiect împreună. Și am ajuns în Moldova, aveam stabilit tot eu discutam cu Dima Spoială când, la ce oră, care este locația. Adică eu m-am înțeles, eu m-am programat la cofor, eu mi-am făcut o rochie nouă, Malini, care o aveam noi de mult planificată și am decis că asta este momentul potrivit să o realizăm. Și m-am dus acolo la eveniment pregătit, ca de filmări, și am văzut decorul, decorul ăsta atât de frumos și mă gândeam, Păcat că e doar pentru niște filmări, păcat că nu este pentru vreun eveniment ceva, pentru vreo nuntă. Și am început filmările, vedeam că Vlad este foarte, așa, foarte degajat. El nu e, Nu, lui nu tare îi place să joace la cameră și se ferește un pic de, 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 de poze, de video. Dar atunci era foarte energic și tot îmi, îmi zicea, cât ești de frumoasă astăzi, ah, câtă energie am ca să alerga un maraton, acum și o să alerg până la New York și înapoi. Adică el era foarte emoționat. Și mie îmi plăcea asta pentru că video videoul mergea așa, ca pe Și la un moment dat ne așezăm pe, la o masă, se pune la valiera și ne zice că trebuie să, să înregistrăm niște cum, cum, râdeți, cum ciocniți paharul și mi-i asta așa banal, deci ar trebui să înregistrăm cum ciocnim paharul, pentru asta trebuie chiar o lavalieră. Uh, și în timp ce filmam, Vlad uh, la mâna, îmi săruta mâna și Mirela spune uh, lipsește un inel pe mână și în momentul ăla mă gândesc și am zis să-mi iau de acasă niște <laughs> inele să pun pe mână și am uitat și Nicoleta, eu am și vine și aduce cutia pe masă, adică Mirela zice N-are cineva vreun inel și Nicoleta vine și aduce o cutie, o pune, o pune pe masă și o mânează lui Vlad. Și atunci Vlad a început discursul, discursul care era pregătit, nici nu știam că este atât de, de sensibil. Eu cred că astăzi este ziua în care trebuie să fac următor pas pentru a crea o familie fericită și sănătoasă. Vă tot pe fiisuția mea. Ai avut un moment de ezitare? Cum a fost? Nu am ezitat nicio clipă să spun da, dar eram pur și simplu în stare de șoc. Mi s-au înmuiat picioarele, tremuram toată. Adică nu vinea să cred că tot acest decor, toate aceste filmări au fost de fapt înscenate. Și atunci când ai văzut inelul, care a fost uh, prima ta impresie și reacție? Este o inel la care eu mă uitam uneori pe vitrinele magazinelor de pe, de pe Bond Street din Londra și îmi plăcea destul de mult și Vlad asta a observat și mi-a mi plăcut atenția cu, care el a ales acest inel Și că a ținut cont de preferințele mele cumva. Cea mai frumoasă istorie De la rubrica uh, Aurelius <laughs> Și acest vin este pentru tine Eu sper mult. mult Să uh, îl beți împreună cu Vlad <laughs> Îți mulțumesc mult <laughs> Cererea voastră în căsătorie sau cererea ta în căsătorie a provocat foarte multe discuții la acea vreme pe rețelele de socializare. Mulți, evident, au venit cu laude, am văzut la tine pe Instagram ce se întâmpla, dar au fost și critici. Și uh, criticile erau în mare parte legate de costul inelului, de unde are atâția bani fiul unui deputat. Pentru că trebuie să spunem asta, Vlad este uh, fiul deputatului Ștefan Găscană. Uh, și atunci spuneau că deputații, politicienii fură bani, dau copiilor lor și iată ei cumpără asemenea lucruri scumpe, inele de peste 20.000 de dolari. V-au afectat aceste comentarii în perioada aia? Evident, după un eveniment atât de frumos pentru noi, când apar astfel de comentarii și astfel de știri, este neplăcut. Vreau să zic neapărat că urmăritorii mei care mă cunosc de mult timp nu au venit cu niciun hate. Și chiar am primit doar mesaje frumoase de la urmăritorii mei care deja mă cunosc atât pe mine și pe Vlad, știu ca personalitate cu ce ne ocupăm. Tot hate-ul a venit din afară, de pe, din, de pe Facebook, din, de sub postările din Artico de... exact. a, da, articolelor. A, și a, această legătură făcută de către un, o platformă de știri care a pur și simplu a dat a, start unor unor informații false, neveridice fără probe, a, a strânit și mai mult și mai mult hate. A, totul a pornit la un singur articol. Și acolo ce se spunea? Că fiul deputatului tasca Da, acolo s-a făcut legătura între inelul... S-a dat prețul inelului despre care eu încă nici nu știam atunci. Tot am aflat din mass media. Nu știai despre... cât costă. Da, încă nu știam atunci cât costă. Despre costurile evenimentului și cum că cei de la acel portal de știri au discutat cu organizatorii evenimentului și ei le-au... Le-au dat această informație, ceea ce nu este adevărat. Chiar atunci, Mirela mi-a scris, Marinela, uite, pe cuvânt nu am zis nimic, absolut, nici măcar nu uh, avem dreptul să spunem. Organizatorii nu dau uh, niciodată cifre uh, oricui. Uh, și această știre a fost preluată de alte portale de știri și mai mari. Mai târziu s-a făcut update la acel articol în care au menționat că își cer scuze, informația nu este veridică, dar, dar valul deja a pornit. Valul deja a pornit, da. Și această idee cum că Vlad ar fi luat bani de la tatăl său pentru această cerere. Când Vlad deja de mulți ani are propria afacere și nu mai depinde de tatăl său financiar absolut deloc. Deci banii sunt banii lui Vlad, din afacerile pe care le are el. Da, din afacerea pe care o are el din Marea Marea Britanie lansată încă mai mulți ani înainte. Dar care este relația lui Vlad cu tatăl? Pentru că mai puțin se știe, iată despre acest lucru și până la această situație nici nu se vorbea despre Vlad Gațcan, că ar fi fiul lui Ștefan Gațcan, Nu se făcea legătura Da, nimeni asta. nu făcea legătura asta până acum. Um, bine, Poate este un subiect mai sensibil pentru Vlad și pentru mine să îl povestesc. Vlad a, a petrecut mare parte copilăria lui cu mama, pentru că... Tatălui lui are deja o altă familie de, de ceva timp. Și eu consider, și Vlad de fapt, mi-a spus, că cea mai mare motivație a lui înainte de a începe cariera lui, a fost să câștige de ajuns de mult încât mama lui să nu simtă să nu ducă lipsa de nimic, să o facă fericită. Simțea responsabilitatea asta bărbătească și avea dorința de a o face a o face pe mama fericită. Și cred că de acolo a pornit toată această ambiție a lui Vlad. Pentru că a suferit mult și eu cred că doar copiii a căror părinți s-au despărțit pot să înțeleagă acest sentiment cu adevărat. Dar... Deci, de la o vârstă fragedă, părinții erau divorțați. Da. Și în această perioadă Vlad cum comunică cu tatăl? Adică da. au o comunicare? Da, ei comunică uh... Sunt în relații de tată-fiu, dar sunt personalități absolut diferite, cu viziuni politice diferite și uh, independente. Adică, uh, acea informație care a tot fost promovată atât de intens în perioada aia că a luat bani de la tatăl său deputat este uh, totalmente greșită. Da, este, este greșită fals. și chiar uh, bine, logic să gândim. Uh, da, lui Vlad are anumite posibilități, dar nu într-atât încât să-i poată oferi pur și simplu lui Vlad o sumă de bani pentru un inel. Tu ziceai că Vlad și tatăl său sau voi și tatăl lui aveți preferințe politice diferite. În ce măsură v-a afectat pe voi sau în ce măsură l-a afectat pe Vlad? Și dacă ați avut comentarii, faptul că Ștefan Gațcan, a ajuns la un moment dat deputat al Partidului Socialiștilor. Pentru că de aici pornește toată discuția asta. Că, iată, ei fură de la stat și dau bani copiilor. Da, ne-au afectat desigur comentariile la adresa noastră și faptul că noi am fost implicați în politică într-un domeniu în care nu avem nicio legătură absolut. Erau comentarii de genul inel din banii poporului sau sper să rămână fără degete. Erau așa comentarii, adică Ce Părinții nici nu mă lăsau și prieteni nu mă lăsau să citesc toate comentariile. Probabil nu era să rezist la tot... Deci la pe tot bune cineva scrie, sper să rămână fără degete? Da, erau așa comentarii și uh, anume anume toate veneau din afară de la oamenii care nu ne cunoșteau pe noi absolut deloc. Uh, ce... O dezamăgire mare a fost și atunci când chiar Nata Albot cu Andrei Bolocan au făcut un interviu, nu un interviu, un live, în care au vorbit despre această situație și a incitat cumva lumea la ură, spunând că n are cum Vlad să câștige bani în Marea Britanie încât să-și permită un inel. Adică toți banii care i-am câștigat și eu și Vlad până acum au fost bani munciți legal sau au fost achitate taxe uh, impozite și cred că dacă era ceva necurat acolo autoritățile străine de mult își puneau o, această întrebare și când a ajuns să, să spună atunci Nat Albăt spunea că Părinții m-au educat fără valori, că ar trebui să mă, mă educi mai bine. A fost ca o, o lovitură destul de puternică pentru mine. Eu, provenind dintr-o familie de oameni muncitori, oameni care mi-au dat o educație bună, m-au educat în spiritul muncii, în patriotismului, m-au dat la o școală română, am terminat. Am fost eminent, am terminat universitatea cu diplomă de gradul întâi și nu am fost copil destrăbălat, n-am băut, n-am fumat, nici până ziua de azi n-am încercat narghileaua și nici nu vorbesc cuvinte necezurate sau rusisme, sau și atunci când cineva... Te-a te afectat, te iată, acea declarație? M-a afectat într-un oarecare fel și mai mult pentru că s-au strânit aceste vorbe de către oameni care care eu cândva îi admiram și a fost o dezamăgire pentru că Nata era un exemplu pentru mine. Încă țin minte de la Sare și Piper, eu încă eram prezentatoare și o, o aveam drept exemplu ca și jurnalist. Erai conștient că urmează asemenea reacții? atunci când am făcut postarea nu credeam că, că, o să ajungă la... Așa ceva. La așa ceva, da, nu credeam. Ca să încheiem cu tatăl Vlad, ca să precizăm câteva lucruri. Dacă ați mai fost afectați de situația când se vorbea că el a fost răpit, că dus undeva în afara Republicii Moldova, a ținut acolo forțat, amenințat, ce știți despre această situație și în ce măsură Vlad a vorbit ulterior cu tatălui despre asta? Um, în acel moment aflam și noi toate aceste noutăți din presă. Nu eram la legătură, nu aveam. Vlad nu avea. O cu comunicare... O comunicare directă cu el atunci, adică nu, nu era posibil. Nu știu, nu era nu avea telefonul atunci, mai țin minte exact. Însă, nu știu, presupun că este un motiv legat de securitatea lui și a familiei sale pentru care nu a vorbit încă până acum, dar cred că mai bine asta să aflați de la o sursă directă acum despre afaceri. Tu ziceai că te-a afectat foarte mult ceea ce s-a comentat la acea etapă și probabil comentau și cei care nu știu că tu ai o afacere, nu știu că tu împreună cu Vlad da. aveți o afacere. Spune despre, Malinie, afacerea ta. Înțeleg că împreună cu mama ai inițiat-o și este vorba despre rochi, ținute vestimentare și alte componente care, nu știu, le îmbraci tu periodic. Da, accesorii cum ar fi corsete de curând. Spune-mi un pic cum a luat nașterea această afacere și care este rolul tău acolo. Am început această afacere când eram aveam 17 ani. Cum ți-am mai zis, mama mea este designer vestimentar de profesie. Ea a avut o afacere în acest domeniu când noi cu sora mea eram mai mici. Ea a renunțat la ea ca să se dedice nouă educației noastre pentru că aveam un program încărcat, dansuri, televiziune. Și când deja noi am crescut am devenit mai independente, văzându-i pasiunea mamei și atunci care se manifesta chiar atunci când dansam făcea niște rochi foarte frumoase. Am decis să lansăm un brand de haine pentru că și eu preluasem cumva pasiunea ei pentru modă. Ea a fost un exemplu pentru mine de stil, de, de feminitate și eu vreau să fiu, să fiu ca ea. Și am decis să lansăm împreună acest brand de haine pe care eu, în care eu mi-am luat responsabilitatea să îl promovez. Pentru că atunci deja aveam cât de cât o audiență bună pe Instagram și puteam să, să promovez brandul pe această platformă. Și mama ta face modelele? Da, mama mea este designerul de bază, eu mă implic în anumite. în anumite. În, în colecții, și cu ideile mele. Uneori vin cu idei pentru o ținută de-a mea, care apoi. place fetelor pe Instagram și o adăugăm la colecție. Foarte frumos. Eu am văzut că voi aveți magazin și aici în chișinău. Și în Dubai, corect am înțeles? Uh, am avut până în acest an magazin în Dubai din cauza pandemiei s-au mai schimbat un pic lucrurile acolo și uh, acea companie a fost, a fost afectată și am decis să rămânem la platforma online care tot am lăsat o de mai puțin de un an și showroom din Moldova. Care își doresc să pot face comandă da. acolo. Este o afacere pentru plăcere sau până la urmă e... Pentru venituri? În primul, în primul rând este pentru... Este o afacere care aduce multă satisfacție și uh, o pasiune. Uh, și, desigur, atunci când faci ceva cu multă dragoste, ea, la un, la un anumit uh, punct, îți aduce și venit. Deci voi sunteți pe profit acum? Sunt, da. sunt solicitate rochile, costumele, accesoriile. Chiar acum s-au cât de cât s-au permis evenimentele și deja s-au început lucrările mai intensive, aș spune așa. În timpul pandemiei, când era desigur închis magazinul nostru de aici și cel din Dubai, mi-am dat seama că trebuie să mă apuc de website-ul online, la care eu. Mă gândeam de mult, și iată, a fost un moment potrivit în care am decis că trebuie să lucrez la el, pentru că aveam mult timp, stăteam acasă din Londra, am, am lucrat la acest site și în câteva luni l-am lansat. Cred că a fost o mare salvare magazinul online pentru afacerea noastră în timp de pandemie. Dar planificați să continuați, adică este de perspectivă da. activitatea asta. Tu mai ai o afacere care um, funcționează împreună cu, cu Vlad, doctor Dent. Da. Um, corect, sper că am zis. Este vorba despre un gel pentru înălbirea dinților. Este un set. Așa, de cum a apărut? Tu spuneai la un moment dat că utai soluții pentru înalbirea dinților în Londra da. și totul era super scump și ai înțeles că este de fapt o nișă care poate fi um, exploatată. Cum ați pus-o pe roate? Da, Vlad a fost cel care a făcut acest, a observat acest gol în market atunci când eu tocmai mi-am scos aparatul dentar și vroiam o albire la dinți profesionistă. În Marea Britanie ea este mai scumpă dacă vrei să o faci la, la dentist. Iar din cele care le-am încercat de pe piață, metode acasă, nu era nimic nimic care să funcționeze într-adevăr, sau dacă era, sensibiliza foarte mult dinții. Și Vlad a observat acest gol în market și am decis că trebuie să lansăm propriul brand de uh, albirea dinților. Poți să dai o cifră de afaceri pentru prima perioadă, primul an? Adică au depășit, înțeleg, foarte mult veniturile sau profitul la, la, la investiții. V-ați așteptat că o să fie atât de bănoasă activitatea asta? Eu cred că Vlad foarte bine a analizat această nișă și cât de cât avea calculele acestea în minte. În anul 2020 am vândut peste 80.000 de chituri în Marea Britanie. Pot să faci singur calculul. Dar cât costau un kit? Între 25 și 29 de... Stai o clipă, stai o clipă. Ia să vedem aici. Deci 80.000 de Așa, de cu 25. 2 milioane. 2 milioane de. Vânzări. Wow! Foarte bine, bani bine. care apoi au fost reinvestiți, desigur. Dar afacere. A, asta era în lire. În euro, în dolari. Cum funcționează? Adică, totuși, este o afacere care vă asigură existența, deci dacă ați avea doar această afacere, ați trăi bine mersi. Da. Oh, voi ați găsit Asta avem aspirații și... destul de mari. Acum să înțeleg că sunteți în mare parte pe piața din Marea Britanie. Da. Ce vă propuneți? Să ne extindem și în alte țări. Până la Brexit era mai ușor de realizat livrarea în Europa, din Marea Britanie. Și un pic s-au schimbat lucrurile, au apărut anumite restricții. Acum lucrăm la... la un... La o extindere mai mare pe piața europeană, dar și cea din SUA. Ele sunt eficiente? Adică, cum influențează dinții? Este o, o alternativă mai inofensivă la albirea dinților din cabinetul stomatologic pentru că, în primul rând, este o albire treptată care nu sensibilizează dinții pentru că această formulă anume care o are gelurile doctor Dent nu conțin peroxid de hidrogen care de obicei este principalul ingredient care sensibilizează gingia și smalțul dinților. Uh, Dar și care înălbește. Da, are alte ingrediente care albește dinții, mult mai, mai inofensive uh -huh. uh, și um, este și o opțiune mai accesibilă. Cu siguranță este, este mai ieftină. Dar de câte sesiuni e nevoie sau cum funcționează? Câte seturi sunt necesare pentru ca să ai o înălbire vizibilă? Un singur kit îți oferă 10 tratamente, 10 zile la rând de tratament. În de dantura fiecăruia, poate fi nevoie de un tratament mai îndelungat, de aceea se vând și aceste geluri separat. Dar de obicei se recomandă o dată pe lună să faci un tratament de acest gen Așa cum îți întreții igiena uh -huh. personală, așa îți întreții și albul dinților că... Dinții tăi uh, sunt suficient de albi Tu ai făcut uh, albire și la medic în cabinet stomatologic și cu uh, Nu am făcut gelul. niciodată albire la, în cabinetul stomatologic este doar cu gelul uh, da? pe care voi îl vindeți? Da. Wow! Foarte fain. Purtam aparat dentar, când porți aparat dentar, nici nu poți să faci această albire. Trebuie să aștepți să-l scoți. Și... Eu vă succes în activitatea asta. Acum ce se întâmplă? Iată, pe perioada pandemiei, au crescut vânzările sau sunt în descreștere? A fost un boom și acum așa care este situația pe piață? Pandemia a beneficiat vânzările în mediul online, și ceea ce ține de afacerea noastră din Marea Britanie, care este în mediul online, nu a avut de suferit. La cum să revenim la cum promovezi tu toate aceste activități și Malini și uh, Dr. Dent, tu destul de uh, des vorbești despre asta și pe Instagram și faci postări periodic și pe TikTok, uh -huh. uh, am văzut. Dar totuși popularitatea și vizibilitatea cea mai mare pe rețelele de socializare ți-au adus o alte video și vorbesc despre acele câteva video realizate în Dubai. Uh, Spune-mi cum ți-a venit uh, Ideea Pentru că pe TikTok am văzut unul depășit 16 milioane mm -hmm. de vizualizări -am Când avut tu și, mergi și de parcă în spatele tău duci un câine, Dar de fapt acolo este Un Lamborghini sau o Ferrari Sau și -și. Da, da. Videoul cu cele mai multe vizualizări a fost de fapt unul de 23 sau 25 de milioane uh, care l-am postat un an în urmă în care noi cu Vlad făceam o poză uh, pe, un, uh, pe un, pod în insulele Maldive și el mă ținea de mână uh, așa, deasupra apei. Uh, acela a fost videoul cel mai viral de până acum și care de fapt a pornit toată tot activitatea mea pe, pe TikTok. După care am fost invitată și la. Uh, și de, am fost contactată de către reprezentanții TikTok-ului din Marea Britanie, am, am fost invitată în oficiul lor uh, și de acolo de fapt a început totul. Aceste videouri care le-am făcut acum în Dubai s-au răspândit cumva și pe Instagram și mi-au adus audiență și pe această platformă. Tot ai adunat sute de mii de aprecieri și milioane de, de vizualizări. Da, milioane nu de cred. aprecieri chiar pe TikTok. A, milio a apropo, da, era. Uh, cum ți-a venit ideea? Uh, eram în Dubai și când uh, am fost noi prima dată cu Vlad în Dubai, de fapt, uh, mai mulți ani în urmă, nu uitam la toate aceste mașini de lux și el îmi zicea, o să vezi, o să venim odată în Dubai și o să luăm și noi o mașină de asta în chirie să, să ne plimbăm prin, prin oraș. Și iată a ajuns această zi în care Vlad a decis că vrea să încerce, are nevoie de un pic de adrenalină și vrea să conducă o mașină de lux. Când mi-a zis că deja mașina urmează să o aduc în în câteva ore sau chiar într-o oră, eu deja trebuia să, să mă gândesc ce content vreau să fac cu mașina asta. Pe lângă poze pentru Instagram vreau să fac un video pe TikTok interesant. Și țin minte că văzusem eu pe YouTube un TikTok, de un video de pe TikTokul chinezesc în care era o idee similară și eu am decis să o adaptez, doar că stăteam în camera de hotel, eram îmbrăcată, mașina aștepta afară și eu nu știam de unde să iau o funie. Deci v-ați dus uh, doar voi doi în, uh, în deșert. Da, ne-am dus noi doi în deșert pentru că mașina era doar cu două locuri uh, și nu era o persoană care putea să conducă și alta care să filmeze. Vlad îi făcea pe ambele. A pus mașina în drive, ținea piciorul pe frână, la 1, 2, 3 lua piciorul și fugeam în fața mașinii să, să mă prindă pe mine mergând. De aici mașina aproape mă atingea din, din urmă. <laughs> Vlad mă filma și alerga. Eu practic alergam mergând. Nu știu cum se explica asta. Da, dar am văzut acolo da, din video da, video. este în slow motion, făcut atât de... Pare atât de ușor și relaxat, dar Arăta diferit dintr-o parte. Și apoi repede fugea să prindă mașina care deja o lua într-o parte, să prindă mașina și să, pese frâna. Și a, a, fost așa mai multe încercări. A doua oară când am filmat... Uh, cu Ferrari, cu deja. Cu Ferrari, da. Apropo, am primit uh, atunci deja un mesaj de la un băiat uh, din Moldova care lucra la o companie care dădea mașini în chirie. și el ne-a propus să, uh, uh, Luați Ferrari. Da, da, da. Și am, de ce să mai fac un video? pe TikTok asta este strategia. Dacă vezi că un gen de content merge, bate ferul cât e cald. Continuă să faci cât mai multe da, video. tu Ai făcut câteva și aia cu corsetul acolo și să-mi zici de unde a venit ideea. Dar tu l-ai postat pe TikTok și din start a explodat? L-am postat pe TikTok, aduna... De obicei îți dai seama când videoul o să adune Milioane, milioane, de vizualizări încă din primele minute. El a adunat cam în două ore vreo 70.000 de, de vizualizări, mă gândeam, e ok, poate nu o să fie chiar 10 de milioane, dar ok. Și cum las telefonul pe noptieră, merg în duș și ies să verific, nici n-am verificat, nu spune, video, video, are deja 300 de ai, nu mai <laughs> Și intrus o și el chiar avea 300.000. Peste noapte deja avea câteva milioane. Și tu ai înțeles că asta da. e ce trebuie. <laughs> și pe Instagram tu ai dublat și acolo tot a adunat foarte mult da. acest video. Există opțiunea asta Reels pe Instagram, care nu este valabilă în Moldova, dar ea este peste hotare. Și apropo, este... Momentan, cea mai bună metodă de a te promova pe Instagram. Adică, Instagramul chiar foarte bine uh, ajută creatorii care postează anume videoclipuri pe Reels. Dar cum? Și care e specificul? dacă. E, e practic același format ca și TikTok-ul. Uh -huh. Poți monta acolo direct. Poți monta direct, dar eu de obicei le montez în afară. Pentru că mi-este mai ușor să le pun pe ambele platforme. Și. Uh, și pe Instagram a explodat la fel. A explodat la fel, da, și datorită acelor videouri am ajuns la 400.000 pentru că eram... Uh, și tu ai în comunitatea ta mulți, inclusiv din, din străinătate. Majoritatea sunt din străinătate. Care au venit în urma acestor... Da. Uh... Acest trend mi-a dus și colaborări. Am primit o colaborare de la un brand din Cățăminte care vroiau anume un video de acest gen pe TikTok. Și ai mai făcut. Da, și-am mai făcut. <laughs> Ultimul ai, în care l-am făcut. Cât că... ai de felul ăsta? 4 sau 5. Am văzut la un moment dat că ai, ai, cu două mașini. Cu trei. Cu trei. Cu trei. Da. Am văzut că ai făcut și în Republica Moldova da. ceva, ceva similar. Da, ultimele trei au fost în Republica Moldova făcute. Oi, dar cel cu corsetul de la Malini, cum ți-a venit ideea? Tu stai acolo și la un moment dat. Era un trend pe TikTok. Adică am mai făcut cineva Aha, și văzut. eu doar l-am, preluat. Și la fel a fost exploziv. Da, și asta a fost unul dintre acele videouri a adunat 8 milioane, dacă nu greșesc. Spune ce colaborări poți avea pe TikTok. Iată, pe Instagram în principiu, în principiu știm. Pe feed, postări, în story. Pe TikTok, cum funcționează? Pe TikTok există mai multe posibilități de a câștiga bani. Una dintre ele este Creators, Creator Fund, dacă nu greșesc, care este o opțiune care îți oferă TikTok-ul. Nu cred că este valabilă în Moldova, însă eu am această opțiune datorită faptului că am, sunt activă în Marea Britanie, în care ești plătit pe număr de vizualizări. Aproximativ ca pe YouTube, doar mm -hmm. că suma este un pic mai mică. da. O altă metodă este colaborarea directă cu un brand în care dai tag sau în care vorbești despre produs în acel video. Și a treia metodă de promovare este melodiile pe care le folosești, folosești adică te contactează Casa de Discuri, îți propune să faci un, un video pe un anumit. o anumită melodie, și tu postezi și este destul de organic de obicei, uh -huh. este cea mai organic. Ai mătorie. avut așa solicitări? Cele mai multe promovări pe TikTok sunt anume de acest gen. Case de Discuri? Da. Din care... afară, nu din Republica Moldova. Din România. afară. Da. Wow. Care vor să folosești melodia lor. Cât ar costa o asemenea colaborare? E de ordinul miilor de, de, de da. euro sau uh, sutelor de euro? Poate să ajungă la mii de euro. Însă am avut și colaborări cu branduri, branduri de haine la care uh, aș fi putut doar să visez câțiva ani în urmă. Ce, ce branduri? Uh, este brandul River Island, atunci când m-am mutat eu pentru prima dată în Marea Britanie, era brandul meu preferat. Și acum, când am primit oportunitatea de a colabora cu ei și cu un, un buget destul de, de mare, am, eram, foarte, eram foarte surprinsă. și. Deci, acum putem spune că există posibilitatea să câștigi de pe TikTok și nu rău? Da, însă, bine, asta nu este sursa mea și devenit Unii. de bază și nu este ocupația mea de bază. Eu mai mult folosesc aceste platforme pentru a mi pro promova propriile branduri. Pe TikTok foarte bine poți să să-ți promovezi gratuit uh, propriul brand, chiar dacă ești, este încă mic. Fără a apela neapărat la... Deci vin clienți la, la, Malini, dacă menționezi, dacă arăți corsetele Da, pe TikTok acolo. mai ales uh, vin, vine mult trafic pe, pe website cred că se pot câștiga mii de euro atunci când tu ești dedicat acestui job, când tu faci videouri și postezi zilnic, când accepti toate colaborările care ți se oferă sau singur le cauți. Trebuie să fii constant și activ. Da. Tu poți să ai într-o lună câteva colaborări mii de euro, în altă lună să nu ai nicio colaborare. Deci variază. Da, eu nu, nu mereu dispun de timp pentru a accepta toate colaborările. De aceea și zic că nu este principala mea sursă de venit. Dar, Dar este Repu o, cea mai bună metodă de a-ți promova propriul brand. Dar din Republica Moldova ai solicitări pentru colaborări pe TikTok? Um, am avut și nu le-am acceptat. Nu sunt dispuși să plătească sau nu erau interesante? Cred că mai degrabă nu erau interesante, sau... De fapt am și un contract cu agenții din Marea Britanie și sunt cumva limitată și de acel contract, mm -hmm. dar totodată am beneficii de partea și lui, da, da. Mm -hmm. Și eu nu prea accept contract, nu accept colaborări în afara contractului cu acea agenție. Dar pe Instagram cum funcționează la tine? Și Care sunt costurile? Peste 400 de mii de uh, urmăritori. Deci cât ar costa un story la tine dacă ar veni un brand uh, local? Prețurile încep de la... Bine, asta era prețul... Eu recent am ajuns la 400 de mii, dar uh, până acum începea de la 350 de euro. Un story sau un set de story? Un set de story. Da, cu swipe up și cu da, etichetare. Da. Cât ar costa o postare în feed? Începând de la 800 de, de euro. Și există solicitări? De Asta, de fapt, este prețul stabilit de agenția mea din Marea Britanie, cum am mai spus, și. Și e un preț acceptabil ori, pentru piața internațională? Da, un Ești ori, conștientă că pentru Republica Moldova e. Posibil nu orice companie și-ar permite un astfel de. Um, o astfel de investiție. În Moldova. Um, Uneori accept sau nu că accept, dar mai degrabă atunci când îmi place ceva, eu pot să recomand asta absolut organic, fără. fără fără, plata. fără a veni cineva da, să-mi ceară acest lucru, dacă îmi place un anumit produs sau care eu îl folosesc fiecare zi, pentru că urmăritorii nu sunt acolo doar pentru a vedea publicitate, dar vor și un, o recenzie sinceră. Nu că n-ar fi sincere și colaborările pe care le fac, pentru că mereu, oricum, accept să promovez ceva ce mă reprezintă, ceva ce singur folosesc. Pe Instagram, în special, tu publici destul de multe poze uh, despre uh, experiența din vacanțele tale. Uh -huh. Și sunt uh, poze care demonstrează o viață de lux. Uh, Așa este viața ta sau uh, totuși diferă ceea ce prezinți tu pe Instagram de uh, viața reală? Uh, pot să zic că duc o viață interesantă, frumoasă, cu diferite aventuri. Uh, desigur, uh, audiența nu vede ceea ce stă în spate, uh, nu vede zilele mai puțin bune, uh, totuși. Uh, Folosesc pagina de Instagram să transmit mai multe emoții pozitive, pentru că este de ajuns negativ în jurul nostru pentru a mai veni uneori și cu propriile probleme acolo. De aceea încerc să să fiu o prezență mai pozitivă pe Instagram și să arăt partea frumoasă a lucrurilor, să motivez fetele dar, care mă urmăresc. Dar nu crezi că asta generează și invidie? Uite, Marinela, iar e insulele Maldive sau în Bali sau în o altă locație exotică, așa. Nu ai parte de mesaje răutăcioase? Aș spune că este un procent destul de mic de mesaje răutăcioase pe care le primesc la adresa mea din partea urmăritorilor mei. A fost atunci un boom de hate de la cei care nu mă cunosc, însă audiența mea deja mă cunoaște și dar nu crezi că, iată, se promovează niște valori? Mai auzeam asemenea opinii, că viața este frumoasă, că așa trebuie să tindă toți să, să trăiască, că încerci să promovezi un mod de viață pe care nu-l poate atinge practic nimeni, sau vacanții atât de scumpe, exotice, și cei care te urmăresc ar putea să simtă că, viața mea este foarte plictisitoare și trăiesc super prost. Uite, Marinela, nu te-ai gândit la chestia asta? Da, este o întrebare foarte bună. Eu am primit mai mult mesaje din partea fetelor uh, și a băieților, uh, chiar spunând că i-am motivat, că a început și ei să călătorească sau au început o afacere. Uh, eu uneori pe Instagram mai dau și sugestii, sfaturi, pentru că există posibilitatea de a călători și cu un buget mai mic. Și chiar când am fost în Maldive, în Maldive toamna, am făcut un story dedicat acestui subiect în care am povestit urmăritorilor mei cum pot să ajungi și în aceste destinații exotice cu un buget cu un buget mai mic și în, că în orice... Orice colț al lumii poți, poți să călătorești. Fără să ai avioane da, impresionante. Da. Um. Totuși, consider că aceste călătorii sunt o investiție în dezvoltarea ta personală, culturală și, nu știu, pentru asta trăim, să vedem lumea, să o cunoaștem. Dar vorbim despre relația ta cu Vlad Pe Instagram tot o prezinți foarte frumos Cu săruturi Cu uh, cine în uh, Locuri foarte frumoase Apus de soare, răsărit de soare Plimbări pe malul mării uh, Cât de mult diferă această relație În viața reală? Relația mea cu Vlad este la fel de frumoasă În viața reală cum este și pe Instagram Este uh, la fel de Poate el nu-și arată tare mult personalitatea lui pe Instagram. Este așa o persoană mai, mai puțin publică. Și toate cele mai frumoase momente probabil nu au fost prinse de camera telefonului ca să le putem arăta pe Instagram. Am, a fost, am simțit mereu sprijinul lui susținerea lui din toate punctele de vedere. Da, ca și în orice cuplu există certuri, există neînțelegeri, dar asta este și ceea ce ține focul ăsta aprins în relație. De la ce vă certați de obicei? De la fleacuri. <laughs> <laughs> tu foarte bine. Mulțumesc. Și să nu observe asta e, e dificil. Ești la dietă permanentă sau faci în continuu sport? Care este secretul formei tale bune? Uh, nu sunt la dietă permanentă, am un stil de viață. Ești sănătos. Eu sănătos, da. Sunt pescatariană de, deja de 3 ani. Adică mănânci pește, dar... Nu mănânc carne, da. Uh -huh. uh, și încet reduc și consumul de pește. Adică sunt luni în care pot să nu mănânc deloc. Uh, Prefer să înlocuiesc fast food-ul sau băuturile carboga carbogazoase cu alimente naturale, sănătoase și organice. Și faci sport cu regularitate? Și fac sport de trei ori pe săptămână. Cam, e, da. e, e dificil, totuși, dar nu te-ai confruntat cu probleme atunci când ai lăsat dansurile sportive? Pentru că atunci când faci un sport cu regularitate zilnic, antrenamente, este riscul să adaugi un kilogram după dacă te oprești brusc. Da, este, există acest risc, însă eu am, am decis că vreau să fac o, un alt sport pentru a mă menține, de aceea am început să fac mai Thai. Și timp de un an de zile am făcut mai tai, apoi am trecut la sala de forță, când deja eram destul de matură să, să încep a frecventa sala de forță. Cum reacționezi la comentariile răutăcioase ale haterilor? Atunci când ele vin în continuu de la aceeași pagină de Instagram, le blochez, mai nou le restricționez, dacă ai auzit de această opțiune în care ei nu nu știu de faptul că tu ai uh... Adică ei ce, ce postezi, doar că ei nu pot să comenteze și nu pot să scrie Sau dacă ei scriu, mesajul pur și simplu nu ajunge la tine O varianta ideală <gură> da. <gură> Și s-a mai întâmplat uneori când merge vor mai mult de critică constructivă Sau dezbatere pe un anumit subiect să răspund, să discutăm și la urmă să ajungem la un numitor comun hmm. Te afectează critica? Când eram mai mic, eram mult mai sensibilă la acest capitol. Cred că am dezvoltat o imunitate deja. Zim trei uh, tipsuri sau șmecherii cum să menții publicul activ pe Instagram. Să... Um, șmecherii? Tu ziceai să faci poze cât mai uh, frumoase, să ai o stilistică. Uh, nu știu, așa că ce folosești tu de obicei uh -huh. care funcționează la tine? Bine, am observat că atunci când vorbești pe InstaStory, când apare, când apare cu fața pe, pe Instagram, atunci audiența este mult mai interactivă. Și chiar recent am mai auzit cineva spunând că atunci când apare primul story pe, în acea zi, este cu fața ta, engagementul la. Uh, la pagină crește considerabil. Am observat și eu asta. Da. E chestie tare bună. Uh -huh. Care a fost cel mai mare onorariu pe care l-ai primit pentru colaborările pe Instagram sau TikTok? Mm, Una vorbind, a, da. În jur vorbind. de 3000 de euro pe TikTok. Wow, foarte bine. <laughs> Gata, trec pe TikTok. <laughs> Unde te simți acasă? Um, Oriunde este familia mea, oriunde este Vlad. Acolo. Ai fi în stare să ierți trădarea persoanei iubite? Și aici vorbesc de infidelitate. Nu, nu cred. Și Marinela, ce contează cu adevărat în viață? Dragostea, bunătatea și sinceritatea. Iar la finalul interviului, Marinela Bezer a pregătit o provocare și un cadou mm -hmm. pentru voi. Care sunt condițiile, Marinela? Zi! Vreau să ofer un cadou unei urmăritare sau urmăritori de al tău. Condiția este să lase un comentariu cu cea mai romantică istorie din viața sa și comentariul cu cele mai multe like-uri va câștiga. Dacă este băiat îi va face cadou prietenei sale, iar dacă este fată va veni să aleagă singură culoarea corsetului chiar din șorumul Malini. Deci un corset de la Malini, șorumul este în Chișinău. Comentăm! cel mai romantic moment din viață. Eu deja sunt curios.